Inspecția de integritate din cadrul ANI a stabilit că aceasta s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut simultan funcția de primar al comunei Bustuchin și calitatea de reprezentant al comunei în adunarea generală a acționarilor a mai multor firme în perioada 2010-2013. Deși a pierdut procesul cu ANI, în prima instanță Ion Ciocea este încrezător și a afirmat că nu se teme. E normal că oricare dintre noi și eu și dumneavoastră, acolo unde suntem, vrem mai sus de multe ori dacă merităm, bineînțeles. Așa și eu. Aș putea să discut despre acest lucru, dar numai, cred că în 2016, pentru că e departe. Până atunci, viața, știți cum e, și cu bune și cu rele. Eu am un mandat de primar. În condițiile în care incompatibilitatea nu se va rezolva, pentru că, așa cum știți, sunt și eu incompatibil, e frescă dacă guvernul, dacă lucrurile nu se vor rezolva, suntem la înalta curte, ne judecăm, e normal că trebuie să gândesc ceva și eu în viitor. E firesc că am o familie, încă nu sunt am până la pensie, dar să vedem, până la a fi parlamentar pot să fie și altceva. Edilul comunei Bustuchin are planuri mari pentru viitor, se gândește la un al cincelea mandat de primar sau chiar la un mandat de parlamentar. Până atunci însă mai este mult timp și nimic nu este sigur. Vă temeți de o sentință nefavorabilă? Și de nefavorabilă, eu rămân tot Ciocea, așa cum am spus-o, nu m-a născut, așa îmi place să spun eu, mama mea când m-a născut, n-a zis că eu voi fi primar, nu scria pe fruntea mea, am ajuns, poate că am meritat și am știut să-mi fac viața până la vârsta când am candidat, să mă cunoască lumea și să o respect încât să-mi dea girul, să-mi dea acest vot. Știu să fac orice ca să trăiesc în viață. Nu mi-e frică și, cum vedeți, ați văzut și aseară, chiar președintele României vrea să schimbe sistemul politic. Primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, se mândrește cu realizările sale atât în plan politic și în plan administrativ. Chiar dacă au fost anumite tensiuni la un moment dat între el și conducerea județeană a PSD, edilul spune că este important să ai susținerea partidului pentru a putea realiza promisiunile electorale.